Neața lumei continuă manga la Black Clover după 3 luni sau când aiba trecut. Avem două capitole forță aici, 372 și 73 și este cu familia lui Noel. Dacă îi mai țineți minte pe aia, pe, pe solid și ne, bara sau nu mai știu cum îi chema pe ăștia, că și noi am mai văzut de nu știu când și cred că nu-i țineam minte nici când era un anime de mă uitam în fiecare săptămână, da bar acum. Și era plebul ăsta aici care zice Nozel, ești ok, folosește el Bubble Recovery Magic, dar nu prea merge, căci că, că rănile sunt atât de adânci că nu poate să se pare și apar frații ăștia doi de sub apă, dacă îi mai țineți, trebuie să-i țineți, n-ai cum. Folosesc ăștia aici combinație de dans și cântec, că frațul dansa și asta cânta și ea dă cu ceva abilitate de vindecare, ăsta cu tăietură și se bagă amândoi să-l protejeze pe pleb și zic bă nu-ți face griji că și noi ne-am antrenat din greu, suntem mai puternici acum, lasă-ți frații tăi în grija noastră și tu noi luptă-te cu mama ta cât de bine poți, că aici rămâne să se bătaia, să se bată cu mama lor. Și asta folosește Magie dia de fier pluie. de pene de fier. Iar Noel, magie de apă, vortexul zeului dragon, după aia coada zeului dragon, s-au dat o grămadă de atacuri masive aici. Mă s-a fericită, bă, cine s-ar fi gândit că o să am parte de o asemenea bătălie șmecheră după atâta timp? Noel, vezi că îți dau aici toată magia pe care o am, bă, două încolo asta și a schimbat atributul, acum dă cu apă și își încarcă într-adevăr o magie masivă, dă drumul cu ea prin oraș, a inundat orașul ăsta și pe a face un brăbete din ăsta. Noel are dragonul ei, și în tot acest timp el se gândea că spre deosebire de ea, Măsa are atacurile foarte bune, gen știe une să dea precizie 100% și acum solid, cred că solid e ăsta, care doi frați, unul solid și unul nu i solid, e, e celălalt, dar nu știu care care, și se gândea că bă, are mai multă putere decât mine, n-are cum ca eu să câștig, între timp Noel nu sunt gata, ma da, încă îți mai dau și ăsta zice bă Noel, eu nici măcar n-am curajul să înfrunt un inamic pe care știu că nu pot să-l înfrâng, de asta mereu mă luam eu de oponenții mai slabi, făcea mișto de ei, dar când mă bat cu un oponent mai puternic, trebuie să vină cineva să mă salveze, și este patetic. Și asta, la asta se gândeau ambii frați în același timp, că întotdeauna au fost mizerabili. Noi suntem cei care eram slabi, nu Noel, care Noel mereu și-a depășit limitele. Întotdeauna încerca să devină mai puternică. Are puterea de a găsi speranță într-o situație destul de nasoală. Și aici mergea atacul lui Noel versus atacul lui mama ei, că ăștia n-arau pe fundal în timp ce se băteau. Mă, s-a super fericită, bă, ce-mi place bătălia asta, dă încolo, Noel, mersi. Și venea mare atac aici direct între 106 și se bagă frasul ca să o protejeze. Zice, bă, solid, tu ești, mă? El era, eu știu, ori e el, ori e la altul. Și zice, mă, m-am făcut de râs în fața tuturor, nu ăia care sunt slabi ar trebui să le fie rușine, rușine să le fie alora care rămân slabi și nu vor să crească mai puternici. Vreau, noi el, să o luăm de la început. Și asta zice, solid, nebra, v revenit, bă? da, și de asta noi toți patru te vom învinge, mamă. Ia uite, mă, s-a adunat în sfârșit, mă, și a revenit familia. Și ăsta a fost un capitol și nu-i bai că mai ieșit unul. Frații care dansau zic, bă, baftă, frații Silva, băteți-vă, ăsta folosește magie de ceață. Și a zis, bă, fii atent, cât e ceața asta pe aici, haideți să ne gândim la următorul atac. Și frasoal mare zice, bă, Noel, tu întotdeauna ai avut extraordinar de multă magie, dar n-ai putut să o controlezi și mereu o lua razna. Și la un moment dat, așa, în mod inconștient, ai ajuns cumva să te abții fără să vrei. E, acum este un moment în care nu mai trebuie să te abții pune toată puterea, bă, dă drumul la tot, ok? Când avem cum să câștigăm. Mă, s-a stați, bă, că n-am terminat bătălia, da, da, hai să ne mai batem și se bagă ăsta în față, că zice că frații mai mari ar trebui să-i protejeze pe cei mai mici. Voi trei vă las să dați cu atacul la mare, eu o să vă protejez. Și se transformă ăsta, că îl avea magie de mercur, în Silver Surfer. <laughs> Dacă l știți din cei patru fantastici, și asta este magia lui, Gardianul de Silver, sau de argint. Și acum ăștia doi au venit la noi el și a zis, bă Noel, noi o să te ajutăm, nu te gândi la control, lasă controlul, tu nu mă adună toată magia aia nebună pe care o ai, Măsa zice, bă Nozel, te descurci destul de bine, dar magia asta ta cu Mercur e și o travă, faptul că o ții așa pusă pe corpul tău nu te doare, hai mai bine să te omor eu acum, Noel și încărca magia, dar își rănea frații în același proces, că magia ei o ia razna și avea nevoie de și mai multă ca să o bată și le-a zis Astora, bă Nebra, solid, sunteți ok, lasă-mă, n-ai tu treabă, tu adună magia să dăm ca asta e nimic în comparație cu ce ți-am făcut noi ție. La fel zicea și frate Sual Mare Nozel că bă, durerea asta este pedeapsă pentru ce am făcut eu. Și acum o să încerc să-mi reconstruiesc legăturile mele cu frații mei. Ăștia iarăși luau damage, noi el bă, mai rezistat un pic, că încă nu s-a încărcat complet. Rasul începe să zică că îi plăcea de măsa, că era foarte puternică și frumoasă și cumva Noel le aducea aminte de ea de când era mică, știi? Și ăștia erau geloși și nebra și solid. Când era ea mică, o vedeau pe mama lor în ea și a văzut care o grămadă de magie și îl supăra că și el avea magie cu apă, dar nu la fel de bună ca lui Noel. Și când a văzut că Noel nu poate să-și controleze magia, i-a plăcut. Și după aia făcea mișto de a băga frică în ea doar ca nu cumva să se întoarcă Noel împotriva lui. Și acum amândoi au zis în același timp că le pare rău și s-a încărcat și atacul și ce atac era un fel de dragon a plecat ca Mehameha ce să mai, vine direct așa înspre spre îi trece prin pasăre și o atacă din plin și zice, băie e păcat, dar mă bucur să văd că copiii mei au crescut, ca și mamă sunt satisfăcută cu această dezvoltare a personajelor. A durat mult, dar se pare că într-un final ați reușit să deveniți o familie. Na, și aici erau frații pe casă care se uitau la masă cum dispare. Și așa se termină cele două capitole. Să sperăm că mai apucă să scoată măcar două până la finalul anului, că omul voia să termine manga până în decembrie, dar dacă scoate tot așa la trei luni, nu cred că apucă. Dar oricum, este manga este aproape de final, după cum vezi încep să se bată cu toți, mai avem pe asta să devină regele vrăjitor, dacă e să fie asta. Ei, cine știe? <laughs> Poate să fie măicuța Lili, cine știe? Sper că v-a plăcut aceste capitole, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, la like și subscribe și ne aud de mâine cu alt clip.